În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Prea iubiți și prea cinstiți părinți, iubiți credincioși, Sfântul Ierarh Nicolae, ocrotitorul catedralei noastre, pe care am început să-l prăznuim în această seară, a avut două virtuți principale. Și anume, mai întâi, dragostea de adevăr, dragostea de dreptate, de sfințenia lui Dumnezeu, și apoi dragostea de oameni care s-a manifestat în ajutarea celor săraci, în ajutorarea celor nedreptățiți, în ajutorarea celor năpăstuiți. Și ca să vedeți ce icoană frumoasă ne prezintă Sfântul Ierarh Nicolae în dreptatea și în sfințenia lui, în fața lui Dumnezeu, o să vedeți că la scurt timp după ce s-a născut, pe la anul 260, în cetatea Patarelor, din Asia Mică, o localitate din Turcia de astăzi, părinții au observat în el o lucrare a lui Dumnezeu, anume că Sfântul Nicolae, prunc fiind, nou născut, nu sugea în zilele de post, miercurea și vinerea, nu sugea deloc piept de la mama sa, de la Sfânta Nona, nu sugea deloc. Și atunci când sugea în zilele în care nu era post, deci afara zilelor de miercuri și vineri, sugea doar din sânul drept. Semn că el va fi un mărturisitor al dreptei credințe pe pământ. El va fi un mărturisitor al dreptății și adevărului dumnezeiesc pe pământ. Și s-au minunat părinții de acest prunc care, iată, nu sugea miercurile și vinerile, arătând că postul este de la Dumnezeu și când Dumnezeu ne vorbește prin prunci, adică prin gura pruncilor și a celor ce sug, ai săvârșit laudă, zice psalmistul. Când printr-un prunc care nu mănâncă miercurea și vinerea deloc, arată că miercurea și vinerea trebuie să se țină post, iată se arată dreptatea lui Dumnezeu și adevărul lui Dumnezeu. Și apoi faptul că nu sugea doar din sânul drept, arăta că trebuie să ținem o singură credință pe pământ, și anume credința cea dreaptă, credința ortodoxă, pentru că nu sunt credință în lumea aceasta fiecare cum îl atrage sufletul lui și cum înțelege el, ci este o singură credință pe pământ, o credință dreaptă, revelată, descoperită de către Fiul lui Dumnezeu. Sfântul Nicolae a crescut mai măricel și spre mirarea părinților și a rudelor, tot așa nu căuta jocurile cu alți copii, nu căuta ceea ce fac toți oamenii de regulă, firesc, să se simtă bine, să se distreze, ci căuta dreptatea lui Dumnezeu. În loc de jocuri copilărești, stătea ore întregi și uneori zile întregi și se ruga, medita. Și la 15 ani, la vârsta de 15 ani, a intrat în mănăstirea unchiului său, tot Sfânt Nicolae, tot cu numele Nicolae, care acest Nicolae era și stareț unei mănăstiri. Și acolo a învățat de micuț, iată, de la 15 ani, a învățat toate rânduielile bisericești, toate rânduielile vieții monahale. Știa pe de rost, cum știau mai de mult călugării, cele 7 laude, adică tot ce se citește la strană în decursul a 24 de ore într-o mănăstire. Și așa a crescut. Ei, această dragoste a lui pentru dreptatea lui Dumnezeu s-a arătat toată viața. Întotdeauna el căuta, și când făcea milostenie, căuta să facă întâi să îndrepte lucrurile lui Dumnezeu, să facă dreptatea lui Dumnezeu. Atunci când era tânăr, pentru că la 20 de ani a făcut un pelerinaj în Țara Sfântă și în Egipt, pe la toate locurile sfinte, și când s-au întors l-au hirotonit preot, pe la 21-22 de ani. Tânăr era monah. Deci, auzind că, iată, în lumea aceasta sunt atâtea nedreptăți, unii sunt bogați asuprind pe alții, nu sunt bogați pe drept, alții sunt săraci pe nedrept, alții sunt săraci pentru că au băut sau au practicat alte patimi și așa au ajuns săraci. Și sunt atâtea nedreptăți în lumea aceasta datorită păcatelor. El căuta să îndrepte lucrurile, auzind că este o familie săracă,
un tată care avea 3 fete fecioare și care nu mai avea bani, pierduse totul, sărăcise. Și atunci el s-a gândit cum să salvez această familie, cum să îndrept lucrurile. Pentru că tatăl lor s-a gândit să le dea să facă prostituție, să-i aducă bani. Asta este, așa gândește omul, totul gândește spre binele lui trecător. Și Sfântul Nicolae a îndreptat lucrurile. A mers într-o noapte, pe ascuns, că era un tânăr călugăr, la acea casă și-a aruncat o pungă de bani pe geam, pe fereastră, discret, pe ascuns. Și cu acei bani a cumpărat zeste, tatăl și-a căsătorit prima fată. Peste un timp a aruncat altă pungă cu galbeni și a cumpărat zeste și-a măritat a doua fată. Peste un alt timp a aruncat încă o pungă și-a măritat-o și pe a treia fată. Și iată cum a salvat Sfântul Nicolae lucrurile. Ei, toată viața Sfântul Nicolae a fost un îndreptător al credinței, așa cum îl mărturisim într-o par, un îndreptător al lucrurilor, al lucrurilor nedrepte și un ajutător a celor sărați și nedreptățiți. Când Sfântul Constantin cel Mare, Marele Constantin, Sfânt Împărat, a primit oarecând o clevetire, adică cineva a apărât pe 3 voivozi locali, supuși lui, că ar fi complotat împotriva lui. Și Sfântul Constantin i-a băgat la închisoare și urma să-i scoată afară ca să-i execute, să-i condamnase la moarte. Și Sfântul Nicolae, pentru că acei oameni din închisoare s-au rugat lui, Sfântul Nicolae s-a arătat în vis împăratului. I s-a arătat și l-a îngrozit și a spus, dacă îi ucizi și îi omori pe nedrept, tu faci nedreptate, eu care sunt cavalerul dreptății, care sunt ostașul dreptății lui Dumnezeu, fac plângere la împăratul ceresc pentru tine și o să te pedepsească, împăratul ceresc, dacă tu faci nedreptăți aici pe pământ. Și s-a înfricoșat împăratul în vis, s-a trezit și a chemat și când i-a cercetat, a aflat că de fapt erau clevetiți și i-a eliberat. La fel când un demnitar turc a răpit pe un tânăr și l-au dus acolo să-l facă sclav. Părinții acelui tânăr s-au rugat Sfântului Nicolae. S-au rugat cu atâta credință că era în ziua praznicului lui. Și nu s-a făcut seară, deci n-a trecut praznicul și copilul lor a fost în casă în fața lor. Deci Sfântul Nicolae, iată, îndreaptă lucrurile, iată ce încurajare ne dă acest Sfânt Nicolae atunci când ești nedreptățit, deci când se face o nedreptate și când ești persecutat pe nedrept, să te rogi lui să te ajute. Și iată că Sfântul Nicolae ajută, adică scapă de la moarte pe cei osândiți pe nedrept, scapă din pribegie pe cei răpiți pe nedrept, scapă din sclavagism pe cei asupriți pe nedrept. Deci iată, așa a făcut Sfântul Nicolae toată viața. După ce a ieșit din închisoare, a făcut aproape 15 ani de închisoare în timpul lui Diocletian și Maximian. A ieșit din închisoare la 313 și a participat la Sinodul I ecumenic din 325. Ei, acolo și-a arătat râvna lui față de credință. Dacă atunci când stătea în eparhie, îi ajuta pe cei nedreptățiți, ajuta pe cei săraci, el este un om mult milostiv, a cărei caracteristică sufletească este bunătatea, că el făcea totul din bunătate și ajuta pe toți, dar îi ajuta ca să, pe săraci, să-și facă o gospodărie, să muncească cinstit, să ducă o viață cinstită, pe fetele sărace să se căsătorească, să ducă o viață cinstită. Și așa ajuta să întemeieze familii, adică nu ajuta într-un sens cum lumea de astăzi, care e o lume a toleranței, crede că poți să primești totul de gratis fără să faci nimic. O milă a lui Dumnezeu fără dreptate nu există, ci este o mare amăgire. Și atunci când nu te aștepți, explodează bomba, cum se întâmplă în zilele noastre. Dacă crezi numai în bunătatea lui Dumnezeu, fără să cauți dreptatea lui Dumnezeu, atunci ești într-o mare amăgire, într-o mare eroare. Ei, Sfântul Nicolae arată că din dreptatea lui Dumnezeu izvorăște și mila lui Dumnezeu.
Și el tot timpul îndrepta lucrurile, adică să nu fie sărac la el în eparhie, dar să nu fie nici vicios. Că de ce este sărăcia? Datorită băuturii, a lipsei de muncă, a fumatului, a toate viciile, jocurile de noroc. Din cauza asta există sărăcie în lume. Dacă cineva nedreptățea, atunci el îndrepta. Deci, iată, și când a ajuns la sinodul din Nicea, acolo a făcut dreptate și acolo, în sinod. A venit un eretic, un preot din Alexandria, filosof, poet, mare figură spirituală, care a înșelat aproape toată lumea de atunci. Toți preoții, episcopii, toți au crezut în înșelăciunea lui. Sfântul Nicolae a îndreptat lucrurile. S-a dus acolo și dacă Sfântul Spiridon a făcut minunea cu cărămida, i-a arătat cum este Sfânta Treime, cum într-o cărămidă este apă, foc și pământ, și când a făcut cruce pe ea și a strâns o mână, a ieșit focul în sus, a curs apa în jos și a rămas cu lutul în mână, tot așa Sfântul Nicolae l-a înfruntat pe acest eretic, care avea 200 de filosofi care îl susțineau în minciunea lui, în erezia lui, și a ars câteva palme acolo, în sinod, și a spus, cum îndrăznești să hulești pe Dumnezeu, să spui minciuni în fața lui Dumnezeu? Și împăratul Constantin, care încă nu era creștinat, el s-a botezat ultimele clipe ale vieții, a crezut că nu-i cuvincios, exact cum avem noi acum politica aceasta, politic corect, adică părinții n-au voie să bată copiii. Și l-a închis pe Sfântul Nicolae, l-a pus la închisoare, că de ce l-a pălmuit, vezi, Doamne, pe acest preot eretic în sinod? Ei, împăratul și-a luat în semnele advierești. Ei, împăratul Hristos a arătat că împăratul Constantin este în eroare și în greșeală, nu Sfântul Nicolae. A venit acolo închisoare Domnul Hristos cu Maica Domnului și a pus omoforul pe umăr și i-au pus iar în semnele arhierești. A arătat că, adică, pentru Dumnezeu, adică trebuie să lupți și pentru adevărul lui în această lume și pentru dreptatea lui. Adică nu există o dreptate care tolerează orice, tolerează orice păcat. Aceasta este o mare înșelăciune prin care se pierd mii și milioane de oameni. Ceea ce se încearcă acum cu neomarxismul, neocomunismul și toate acestea care se propagă prin distrugerea familiei, a tradiției, a părinților, să nu mai fie. Ei, iată, toate acestea, să știți, sunt niște lucruri împotriva cărora a luptat Sfântul Nicolae. De aceea îl prăznuim peste veacuri și îi zicem îndreptător credinței și chip blândeților, învățător înfrânării ce a arătat pe tine, că trăia simplu, ușor, turmei tale, adevărul lucrurilor, adică prin lucruri. Pentru aceasta ai și câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate, Părinte Ierarhe Nicolae. Deci, iată, o viață ca să câștigi împărăția lui Dumnezeu. Aici trebuie să trăiești în simplitate, în smerenie, ca să câștigi bogăția harului lui Dumnezeu. Aici trebuie să trăiești în smerenie, să te smerești, ca să câștigi înălțimea cerească. Și făcând așa, iată ce frumos poți ca să mergi pe calea lui Dumnezeu. De aceea, iată, să îl urmăm pe Sfântul Nicolae, care este ocrotitorul nostru și ajutătorul nostru, să avem mare încredere în El, să avem mare încredere în Sfinți. Când vedem nedreptăți pe pământ, să nu tăcem, să nu fim indiferenți, nu să ne luptăm politic și social împotriva lor, cum crede lumea, că dacă faci un mitic se îndreaptă lucrurile, ci să ne luptăm prin rugăciune, prin rugăciune strigând la Sfinți, strigând la Dumnezeu, cum a strigat cei trei tineri, închiși pe nedrept. Și atunci, iată un sfânt, poate îndrepta lucrurile. Când cineva face nedreptăți, nu trebuie să te cauți mijloace politice și juridice să te eliberezi din nedreptate. Aceasta înseamnă că e slab credincios sau puțin credincios, ci să lupți cu armele credinței pentru a se schimba lucrurile. Și atunci, iată că lucrurile se schimbă. În mira Sfinte Sfințitor te-a arătat că Evanghelia lui Hristos plinind-o cuvioase. Sfântul Nicolae a împlinit Evanghelia lui Hristos. Pentru aceasta te-ai sfințit ca un mare tăinuitor al Harului lui Dumnezeu. Deci iată, Sfântul Nicolae s-a sfințit tăinuind în sine Harul lui Dumnezeu prin împlinirea poruncilor lui. Să ajute Dumnezeu
ca să împlinim și noi poruncile lui Dumnezeu și să tăinuim harul lui Dumnezeu în sufletul nostru și cu harul lui Dumnezeu să vedem lumina lui Dumnezeu pe care o vedem prin lumina și harul lui. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.